Cred că putem să ne așezăm. Mă bucur că sunteți într-un număr relativ mare și cred că lumea e încă mai bine. Eu sunt Ioana Pricoș și ne aflăm la cea de-a 6-a ediție a evenimentului Sărbători pentru Toți. Mă bucur să vă văd bucuroși, cu zâmbetul pe buze. Înseamnă că avem așa o energie pozitivă în sală, ceea ce ne va ajuta să ducem evenimentul la bun sfârșit, făcând fericiți copiii. Despre ei este vorba. Ce vreau să vă spun este că ne aflăm la spectacolul caritabil dedicat copiilor de la Centrul Social Multifuncțional Sfântul Nicolae, pentru că se dorește a li se oferi șansa de a se bucura și ei de un spectacol de Crăciun, de a se întâlni cu Moș Crăciun. Acum, eu am auzit niște chițăiele aici de bucurie. Credeți că va veni Moș Crăciun? Cineva spune că nu? De ce nu? Mi se pare că o întrebare foarte bună, foarte, foarte pertinentă. Este să vedem dacă va veni Moș Crăciun sau nu. Până acum ce pot să vă spun este că de fiecare dată când l-am chemat, a venit. Dar nu l-am chemat singur, a trebuit să-l chem cu toată sala. Da, vedem, la momentul potrivit, da? Dacă vă spun eu să mă ajutați să strigăm pe Moșul, mă ajutați, da? Ei, și să vedem dacă vine. Eu sper să vină. Oricum, noi l-am invitat asta, să fie clar. Și mergem mai departe. Trebuie să vă spun că dumneavoastră, spectatorii, sunteți invitați să treceți și pe la târgul din spate, de la intrare. Este un târg de prăjituri și o expoziție cu lucrările copiilor. Toate acestea îi va ajuta tot pe ei. Nu pot să nu remarc că în acest moment se pregătește o mică să intre cu un cărucior de gemeni. Nu-i cunosc de restaurant, prin prisma faptului că eu sunt o mică de gemeni și mi-a trăsărit sufletul. Și trebuie să vă mai spun un lucru foarte important. Sunt persoane care se vor plimba așa printre dumneavoastră și vor avea o cutie. Acea cutie este o cutie de donații. Sunteți invitați, dacă doriți, dacă puteți, să faceți o donație, bineînțeles fiecare atât cât poate, pentru că toate acestea vor ajunge, bineînțeles, la copii, pentru a-i ajuta, pentru a le oferi momente frumoase și, în definitiv, amintiri frumoase, pentru că, de fapt, cu asta rămânem toți. Cred că am vorbit suficient. Prin urmare, aș dori să-i pasez microfonul Elizei Maria Gloța, care este președinta Asociației Studenți pentru Viață, care se gândește așa în fiecare an să facă acest eveniment sărbători pentru toți copiii. Prin urmare, Eliza, te așteptăm aplauze, vă rog!